v-aș propune un exercițiu de imaginație. Suntem în anul 2024. Ce s-ar întâmpla, cum am arăta peste 10 ani, 2034? Știu că toți avem visuri, toți avem idealuri, ambiții, vrem să ne afirmăm într-un fel sau într-altul, nu neapărat ca să ne arătăm noi grozavi, ci ca să facem ceva pentru Domnul și să împlinim cuvântul care spune fi cap, nu coadă. Unde ne-am aflat noi? Atât pe scara realizărilor profesionale, cât și pe palierul spiritual. Am aici o statistică făcută de cercetătorul Roger Dudley de la Andrews University. E drept că e ceva mai vechi, dar e cu atât mai dramatic azi. Cercetătorul a chemat și a luat interviu la 1523 de tineri între 15 și 16 ani, exact perioada, zic eu, critică. Toți acești 1523 de persoane, toate acestea, erau botezate, tineri botezați. E drept că sondajul s-a făcut în America, nu în România. După 10 ani, s-a dus pe urmele lor. Ce au constatat? Țineți-vă bine. Un sfert dintre ei erau entuziaști și lipiți de Hristos și de biserică. Al doilea sfert era o biserică, dar se cheamă creștine remorcă. Era o biserică, dar n-aveau motorul, îi tăra biserica. Fiți atenți, erau toți botezați. După 10 ani, când aveau 25-26 de ani, un sfert erau fierbinți, un sfert erau aproape rece spre căldicel, iar 50%, spuneți voi, chiar așa? Spune că unii mai erau în registru, dar nu mai aveau treabă cu biserica, iar celălalt, ultimul sfert, erau niște batjocoritori. Oameni buni, nu erau doar niște tineri, erau botezați. V-ați întrebat ce se întâmplă? Iar dacă voi vă gândiți ce va fi peste 10 ani, unde, în care categorie ați vrea să vă găsiți? Deschid Biblia la Judecători 2, cu versetul 10 și 11. Atenție, Judecători este perioada de după Moise, Iosua, când oamenii s-au așezat deja în Canaan, când și-au făcut micile lor gospodării, au început să facă comerț, sigur, în jurul lor erau neamuri și neamuri care n-au fost eliminate din teritoriu și care aveau și ele o influență. Ascultați! Vă rog frumos să ascultați și părinții, pentru că mesajul de aici ne vizează în primul rând pe noi, pentru că noi suntem modelatorii tinerei generații. Tot neamul acela de oameni a fost adăugat la părinții lui și s-a ridicat după el un alt neam de oameni care, puteți să continuați? Fiți atenți, nu cunoștea pe Domnul. Și aici partea cea mai dureroasă care arată de ce nu cunoșteau pe Domnul. Nici ce făcuse el pentru Israel. N-am înțeles. Adică poporul acesta a ieșit din pustie. Sunteți atenți, dragii mei? Vreau să vorbesc și vouă. Deci tot neamul acesta de oameni care au avut experiențe, care au cunoscut miracole, deodată
au intrat în țară și gura lor ce-a vorbit? Aici erau copiii, urmau nepoții. Cum de n-au putut împărtăși credința și experiența lor vie? Eram în Germania și o femeie, o soră, o știam din România, a venit la mine, era din România și m-a întâlnit pe mine, o veche cunoștință din biserica unde am fost botezat, și a spus: frate, am 4 copii, toți sunt praștie. Ce-a făcut biserica pentru ei? Săraca își spunea durerea. 4 copii, toți pentru foc. Și în timp ce vorbea, nu i-am răspuns. Pentru că dacă aș fi spus ceva, ar fi durut-o. Ce-a făcut biserica pentru ei? Eu acum vă spun ce trebuia să-i răspund și n-am putut, ca să nu îndureresc. Sora mea dragă, nu biserica are experiența pe care părinții trebuie să o povestească. Voi știți că familia este creuzetul în care se formează spiritualitatea. Știți că religia nu se transmite prin vorbe, nici prin reguli, ci prin spirit. Am fost în case de oameni de 46 de ani de pastorație, de când sunt cu poporul Domnului, cu privilegiul de a putea să slujesc. Am cunoscut cazuri excepționale și cazuri dezastruoase. Mi-e pare rău că vin la adunare și butonează telefonul. De ce? Păi unde-s părinții? Niet! Unde-s părinții? Păi nu mai vor să asculte, cred. Dar totul se rezolvă de când sunt mici, de când se stabilește că deasupra noastră este o autoritate, iar partea noastră e să ne supunem și eu ca părinte și voi ca copii. Părinți nu povestesc experiențele lor, nu demonstrează o atitudine. Eram la mine acasă. Eu stau împreună cu nepoatele și cu fiica mea, cu ginerele. Și într-o dimineață am ieșit, era ora 8, am ieșit din dormitor și văd pe nepoata cea mare, de data aia avea, cred că 3 ani, 3 ani jumate, 4, stând în sacul de dormit, că era un sac, pe genunchi în fața ușii lui maică sa. Și eu zic: ce faci aici? Și ea se justifică, ușa era îndedeschisă, și mami se roagă. A văzut pe mama ei rugându-se și a copiat-o. Și sigur, copiii copiază și spiritul nostru, tonul nostru, certăreți sau prietenos. Dragii mei, văd în acest verset și tema ar putea să se numească, nu neapărat, blestemul generației a doua. Puneam odată întrebarea: dau un premiu, și mai am premii, premii mari, pentru cel care poate să-mi spună în Biblie textul, nu, cartea, capitolul și versetul, sau măcar cartea unde scrie nepotul sau nepoții lui Dumnezeu. Aveți 10 secunde. 1. Ia vină încoa, dăm un premiu. Nu există, foarte bine, îmi pare bine că ești atent. Auziți, dragii mei, Dumnezeu are doar fii și fiice. Nepoții, hai, repede, hai, trebuie să continui, gata, jos. Avea prieteni, încă 3 prieteni, vreau să de la toți. Mulțumesc. Data viitoare primesc prietenii. Atenție! Dumnezeu are doar fii și fiice. Iar copiii fiilor și fiicelor, dacă nu se întâmplă ceva cu aceștia, rămân sub blestem. Blestemul acesta care a scris: nu mâncăm acum, dragilor. În pauză. Auziți?
Când mi s-au născut copiii mei, am tremurat. Eu n-aș fi vrut să am copii. N-aș fi vrut pentru că mă temeam că îi scap și o să plâng o veșnicie, copiii mei, sufletele lor, copii, sufletul meu. Și am avut experiențe de rugăciune care Dumnezeu m-a încurajat să am copii. Au fost prioritatea în familia noastră. Dar m-am temut. La un moment dat, noi am crescut după principiile sănătoase, alimentare, comportamentale, studiu biblic, sigur, studiau biblica în fiecare zi. Atenție, prieteni, copii și prieteni, studiul biblic are loc zilnic, nu odată la săptămână. Și nu așa un text biblic, este studiu personal, relația noastră cu Dumnezeu. Și copiii s-au făcut mari cu minți. Băiatul n-a avut treabă cu fetele, fata n-a avut treabă cu băieții, fiecare și-a făcut treaba, au terminat facultatea, s-au căsătorit cu mintea, cu scaunul la cap. Numai că pe când băiatul avea 17 ani, l-am întrebat, mai Petrică, ce părere ai tu despre spiritualitatea ta? Vreau să vă spun că băiatul ăsta a fost un băiat anormal. N-am mințit în viața lui, ca copil. Eu am mințit, toți am mințit. Încercăm puterea cuvântului de a remodela realitatea. Dar el n-a mințit, era cu minte. Și întreb, măi Petrică, care este evaluarea ta, părerea ta despre spiritualitatea ta? S-a uitat la mine, tot sincer, fără minciune, și a spus, destul de bună. Și era să cad jos. Născusem un fariseu perfect. Și am zis, Doamne, ăsta nu te cunoaște. E un creștin bun. Apropo, știți, există 3 categorii de creștini. Creștini se cheamă nominali. Mă aflam odată în pușcărie. Eram cu serviciu umanitar și am prezentat Evanghelia la un dormitor. Și îmi spune unul dintre domnule sau tovarășe, și noi suntem creștini, eu sunt creștin de 2000 de ani, dar nu avea 50 de ani. Omul ăsta se considera creștin, dar nu cunoștea nici Biblia, n-a citit-o niciodată, nici rugăciune, nu știa nimic, nici în legea lui, nici în legea Bibliei. Ăștia se cheamă creștini nominali. Există musulman nominal care n-au treabă cu Coranul, există evrei nominal care se țin de tradițiile evreiești, dar n-au treabă cu Dumnezeu, cu nimic. Pe lângă creștinii nominali sunt creștinii culturali. Ce înseamnă creștin cultural? Cultura este sistemul, rețeaua de principii și reguli care s-au băgat în mintea unui copil, se cheamă comandamente de viață, și copilul trăiește, nu, reglat, ca un roboțel, după principiile adventiste. El nu o să fumeze niciodată, nu o să bea alcool, nu o să meargă sară gardul la altcineva. Deci o să fie un creștin cultural, care însă nu-l iubește, nu-l cunoaște pe Dumnezeu. Se ține de o cultură. Și vă spun, cred că în biserica mea nu știu procentul, dar este un număr mare, nu doar de tineri, de membri creștini culturali. Și dacă îi întreb prin ce se deosebesc, păi tipul de rugăciune, de studiu personal. Dacă nu e zilnic, înseamnă că Dumnezeu este doar, știți cum se cheamă, sau ce este roata de rezervă? Uite, am și o mașină, am venit cu ea. Dacă nu ai roata de rezervă, cam te temi să pornești pe drum. Roata de rezervă este fundamentală, vitală, cum Dumnezeu e vital pentru noi. Dar principiul este cât mai rar să n-ai nevoie de ea. Adică e bine să o ai, dar n-ai treabă, cu cât mai puțin ai treabă cu roata de rezervă, cu atât ești mai fericit. Și Dumnezeu este, îl rugăm să nu vină ciuma peste noi, să nu e de afară din servici, cu tremur, cât mai rar. Aceștia sunt creștinii culturali. Iar eu, deși copiii mei
băiatul meu studia zilnic, era datorie, era cultura, mă întrebam cât de mult cunoaște pe Dumnezeu. Finalul e că Dumnezeu a lucrat cu el și a apărut o a treia categorie de creștini despre care vă vorbesc mai târziu. Mai o a treia. Auziți? De ce credeți că aceștia, ascultați ce spune despre acești creștini sau iudei, unii erau nominal, alții erau culturali. Auziți? Continui, versetul 11. Copiii lui Israel au făcut atunci ce nu plăcea Domnului și au slujit Baalilor. Au părăsit pe Domnul Dumnezeu părinților lor, care îi scosese din țara Egiptului, și au mers după alți dumnezei, dintre dumnezeii popoarelor care îi înconjurau. S-au închinat înaintea lor și au mâniat astfel pe Domnul. Ați auzit de principiul, e un principiu de supraviețuire, pe care unul, Charles Darwin, și-a construit teoria. Se cheamă adaptarea. Noi trebuie să ne adaptăm. Am să vă dau un caz, un caz de adaptare. Pe 10 mai, Germania nazistă, prin vestitul Jodl, nu, Model, ăsta era general mareșal mare, și Guderian, era general mare, au intrat în Franța, care le declarase război. Era 10 mai 1940. Atenție, dragii mei! În 7 săptămâni, nemții erau deja în Paris. Uluitor! A fost un blitzkrieg, un război fulger. E interesant să vă spun cum, în loc să meargă pe unde se putea lupta, au mers prin pădure, unde nimeni nu aștepta să apară dușmanii. Și când s-au văzut francezii tocați în... și aveau o armată mai numeroasă, erau pregătiți, cu, cred că erau de 2 ori mai numeroase, aveau și vapoare mai multe și artilerie, e drept că veche, dar numeroasă, când s-au văzut prinși, s-au predat. Și ce a urmat? Mareșalul Petain a spus, uitați, nu ne considerați cuceriți, ci parteneri. Toți soldații care au fost prinși ca prizonieri erau 2 milioane de francezi. Au fost prinși la Dunkirk, dar nu avem timp să vorbim. Toți care au fost prinși au fost duși în Germania la muncă forțată, în mine, în fabrici de, știu, obuze și altele. Iar Petain spune, noi suntem împreună cu voi în război. Au trecut, s-au adaptat. E greu în război dacă nu te adaptezi, dacă nu joci. Și în timp ce 2 milioane din membrii lor erau chinuiți, asupriți de germani, ei făceau jocul, chiar au înființat așa numitul Divizia Charlemagne, SS. Francezii au început să lupte împreună cu dușmanii, cot la cot. Asta se cheamă adaptare. Eu cred că adaptarea este bună, de-aia ne bronzăm la soare, nu? Ca să nu ne ardă pielea. De aceea ne adaptăm în vremuri dificile și mâncăm jumate de rație, ca să nu uscăm cămara dintr-o dată. Știm să ne adaptăm și cultural. Adaptarea este bună, dar nu pe plan spiritual sau... Războiul a fost doar o analogie. Știți cum e cu adaptarea? Toți cei care uită că noi suntem nu într-o lume bună, animalele se adaptează, în fine, în limitele speciei, în funcție de mediu. Noi nu ne aflăm într-o lume cu un singur pol, noi ne aflăm într-o lume cu 2 poli. Am aici o carte. Am comandat-o special din Statele Unite. Știți cum se cheamă? Dușmani diabolici.
Autorul se numește Richard Gallagher. Și am să vă spun cine e Richard Gallagher. Este un absolvent al Princeton. Princeton este una din cele mai mari facultăți. Și a făcut psihiatria la Yale. Yale este iarăși fantastică. Predă psihiatria la New York Medical College. Este cea mai tare, adică e foarte tare. Și predă la Columbia University. Toate sunt top. Omul este psihiatru de talie mondială. Într-o zi a avut un incident care l-a determinat să se ocupe de un subiect care nu-i plăcea. Omul nu-i religios. E catolic nominal, dar n-are treabă cu biserica. Imaginați-vă că într-o zi a venit la ușa lui, era 8 de dimineață, după o noapte chinuită când avea două pisici. S-au bătut și pisici care erau bune, erau iubitoare, surori. Parcă a intrat necuratul în ele și să se sfâșie o soția ținea o pisică, el ținea alta, de la ora 1 până la 5 n-a dormit deloc. Și la ora 8 sună cineva la ușă, Chiaun își pune halatul. Bună ziua! Era un preot catolic. Ce-mi cer tare, e de vreme, dar am lângă mine o tânără. Tânăra era de 35 de ani. O chema Iulia. Tânăra ar vrea să fac un serviciu de exorcizare, de scoaterea dracilor. Deoarece aș vrea înainte să întreb un psihiatru dacă e cumva un deranjament psihic sau este demon. Dar el în viața lui nu s-a gândit că există așa ceva. Dar în timp ce vorbea preotul, asta îi zice, v-ați distras azi noapte cu pisicile, nu-i așa? Și toată rămâne paf. Și de unde știe ea ce-i în dormitorul meu? Era satanistă. Și stârnit de această vizită, s-a hotărât să cerceteze cazul. 22 de ani s-a ocupat. Și rezultatul este, oameni buni, există draci. Există draci. Iar el este un profesor care n-are treabă cu religia și este unul dintre cei mai mari. Fete și băieți, unde credeți că sunt dracii? Eu cred că sunt și în adunare. Atenție! Pentru că ei ne urmăresc. Sunt hoarde de demoni pe capul fiecărui tânăr sau tinere. Auziți? Demoni nu se rușinează. Au stat și în fața lui Hristos. L-au înfruntat. Credeți că se rușinează să vină în adunare? El spune, hai, butonează, lasă ăla, vorbește pentru bătrâni. Adaptarea într-o lume în care există Dumnezeu și diavol este grozav de periculoasă. Pentru că tu pur și simplu ajungi, auziți? E un lucru pe care l-am mai spus și la televizor. Eu am stat față în față cu oameni munciți de demoni. Nu odată, mai multe ori. Am stat și am văzut cum îi poate tortura. Și am descoperit că există 3 grade prin care diavolul vrea să ne adaptăm. Adică să ieșim din spiritualitate. Că asta vrea el. Dacă ai devenit lumesc, el îți dă pace. Și o să-i pace. Prima este ispitirea. El vine cu ispite. Ispita încă nu-i păcat. Și ce este ispita? Este știți ideea, cheie și broască, da? Cheia intră într-un cifru, că nu orice cheie deschide orice broască, ci doar cheia care corespunde cifrului. În tine este un cifru, o dorință păcătoasă. Eu sunt păcătos și mie îmi place păcatul, ca și vouă. Numai că știu că e rău și pleacă înapoi a mea. Și el vine cu oferta, că eu dacă vin, spuneam odată, cu un braț de fân și aș da pe lângă gură, pianistule, ai savura? Nu, de ce? Că nu-i în tine nevoia de fân. Du-te la vacă. Ea va întinde gâtul și limba. Pentru tine vin cu altceva care e în tine. Deci ispita e cheia pe care îl oferă dorului tău. Și dacă
prins, dacă cazi la ispită, ce zice în Iacov capitolul 1 cu 14-15, s-a produs păcatul. Când pofta cu ispita se întâlnesc, pofta cu ispita, pac, păcatul. Odată ce tu ai păcătuit, intri sub capitolul 2, influența diavolului. Cine este sub influența lui nu e demonizat, e doar manipulat să coboare mai adânc. Și cunosc tineri care mie mi-au spus, eu știu când diavolul mă pune să facă rău și am făcut, pentru că n-am putut să mă potrivesc. Mi-am dat seama târziu, sub influență. Iar cine nu iese din influența aceasta, ajunge demonizat. Eu cred că toți ne aflăm la 1. Toți, și bătrâni și tineri. La 2, posibil mulți. La 3, puțini. Dar vă spun, nu vă imaginați ce însemnează demonizarea. Am aici o mărturie pe care vreau să vă citesc la un moment dat. Dragii mei, am vorbit despre creștini, apropo, unde vă vedeți peste 10 ani, în ce tabără? Primul sfert, fierbinte, al doilea, așa, remorcă, sau al treilea, inexistent, și al patrulea, dușman al lui Hristos. Creștinii nominali și culturali au și ei biserică. Asta. Numai că în biserica aceasta, ei, o dată pe săptămână, vin și își fac pontajul la biserică. Ei nu au treabă cu Dumnezeu, au treabă cu biserica. Iar biserica, împărăția cerurilor, este încapsată în împărăția pământului, în lume. Fiți atenți! Biserica este, știți care e numele grecesc al bisericii? Eclesia. Eclesiastic, eclesiar, eclesia. Și știți ce înseamnă eclesia, de unde vine în greacă? De la ec sau ex kaleo. Te chemă afară. Biserica este cea care e chemată din lume afară, nu e în lume. Numai că biserica nominalilor și culturalilor e în lume. Eu fac ce vreau 6 zile, consum paralele cum vreau, îmi dau zecimea lui Dumnezeu și biserica, facem slujbe, dar n-a schimbat locul, lumea în care sunt. Și acum vreau să vă vorbesc despre a treia categorie de creștini. Aș vrea să mai adaug ceva la blestemul generației a doua. Toți cei care v-ați născut din părinți creștini sunteți generația a doua. Singura voastră șansă este să vă nașteți din nou, să deveniți generația întâi. Și mulțumesc lui Dumnezeu că copiii mei, nu datorită mie, soția mea e mai bună, dar Duhul Domnului a fost cel care a lucrat spre salvarea lor. Sunt creștini fierbinți și militanți. Și ascultați. Eram, însoțeam ca traducător pe un profesor și misionar. Poate unii dintre voi ați fost la Săticla cu Borgheșanț. Vă amintiți? Cine a fost mâna sus? Ah, uite-l acolo pe martor. Eu eram traducătorul lui, tipul e un danez, a făcut cea mai înaltă școală, institut cu doctorat de misiologie și el povestea ceva. Că fiecare biserică, fie că e vorba de catolică, luterană, adventistă, are un ciclu. Spune că orice biserică, orice mișcare religioasă a început în următoarele condiții. A fost mai întâi un om, William Miller. Un om produce o mișcare. În limba engleză este totul cu M, a man. Urmează a movement, o mișcare, care sunt generația întâi. Deci el e inițiatorul, scânteia. După aceea urmează a man, a movement, a machine, o mașină. Dacă compar o mișcare pe jos, nu? Demonstrați, care merg cu o mașină, merge mult mai repede mașina, e organizată, e tot în regulă. Numai că oamenii mașină stau. Nu mai mișcă.
stau pe loc, că îi duce mașina, sistemul. Și aici e generația a doua. Și după a man, a movement, a machine, după vine a monument. Aici zace biserica. Și, dragii mei, noi înșine suntem într-una din aceste ipostaze. Eu pot fi, eu, tu, tiner, poți fi un om care să creezi o mișcare în jurul tău. Poate că altcineva te-a prins și ești generația întâi, dar odată cu mașina și cu monumentul s-a terminat. Devii creștin cultural și sfârșești prin a fi creștin nominal sau nimic. Și ascultați aici. V-am spus, creștini nominali, unde vei fi peste 10 ani? Creștin cultural și acum atenție, creștin născut. Ăștia doi sunt făcuți. Ăștia sunt născuți. Hai să vă povestesc. V-ați gândit vreodată ce sugerează ideea creștini născuți? Soția mea a născut doi copii. Așa am întrebat-o, a fost greu? Și ea mi-a spus, nu mă poți înțelege. Și că durerile nașterii. S-a întâmplat însă să am un calcul renal și vă spun, m-am făcut deodată lac de apă și ziceam că mor. Sigur, soția a luat ce trebuie, zice, na, ai gustat ceva din durerile nașterii. Un creștin născut, atenție, se naște din durere. Durerea mamei și durerea fătului. Voi știți ce însemnează, ce travaliu este ca un prunc să se nască. Eram copil, cred că aveam 8-9 ani, locuiam în Sibiu cu tata, mama, cu fratele meu, și tata a spus, hai să facem o excursie. Și ne-a dus, el avea o cunoștință vis-a-vis de Sibiu, era Gușterița, o localitate. Eram în sat. Și acolo era o fermă de păsări. Era o cunoștință a tatălui meu și ne-am dus să vedem pui. Erau pui de găină, pui de rațe. Și am văzut o rățușcă paralizată de picioare, care mai mult înnota pe jos, prin onduirea corpului. Așa mi-a fost milă. Ce-i cu ea? E o greșeală. Și am întrebat, dar de ce e așa? Tatăl l-a întrebat pe zootehnist. Știți ce a spus el? Fetița mea, când era clocit oul, adică copt, gata să iasă, a ajutat să iasă afară. A spart coaja și de aceea rățușca, bobocelul a rămas olog. Cum? Eu azi înțeleg. Acea strădanie, acea încordare de mușchi, acea luptă, acel război cu tine și cu condițiile. Apropo, dacă vă uitați la un ou, pe partea de jos, mai lat al oului, există o beșicuță. Puiul e cu ciocul la beșicuța aia de aer, o punguliță, care are aer doar, știu, 3 sau 4 minute. Și în 3 sau 4 minute, puiul trebuie să spargă oul, dacă nu, moare. Și este chinul, frământul, nașterea din durere. Și dă cu ciocul până când, pac, se crapă coaja. Și atunci știe că va trăi. Și urmează atunci să crape mai mult. Pentru că rățușca n-a avut războiul, lupta asta. A rămas o luagă. Am mai făcut și alte teste și mi-a dat seama că creștinul adevărat e născut din durere. Dar care durere mai, frate? Că noi, știți care? Știți de ce sunt eu creștin și adventist? M-a întrebat odată un prieten,
Ce te-a determinat ca să fii adventist? Și la data aceea nu m-am gândit mult și am spus gândul morții. Da, este și ăsta un gând important. Adică te gândești că mori și care e rostul vieții? Trebuie să găsești sensul, uite, înviere, veșnicie, ura, voi trăi. Ajutați-mă, vă rog, cu liniștea. Dar nu acesta, după ce am vorbit cu el, am spus, bă, am greșit. Altui motivul, știți care? Durerea care m-a chinuit. Atât de tare încât m-am gândit la sinucidere. Bănuiți? Vinovăția. Eu am fost un copil cu minte. Tatăl meu n-a fumat niciodată, nici eu n-am fumat. Eu eram în lume, n-am băgat prostia în gură. Tatăl meu nu bea, nici eu nu beam. Deși eram violonist, mergeam la carul cu bere după concerte. Cel mult o bere, ăla se îmbătau, eu nu puteam mai mult. Cu fetele n-am avut treabă, că a băgat mama o spaimă de fete în mine de numai. Și toată tineța mea eram îngrozit de fete. Acum nu mai sunt, că am soție și copii. Și vreau să vă zic că am fost un băiat cu minte. Numai că vinovăția nu e generată de mărimea păcatului, ci de sensibilitatea sufletului. Și m-a păsat simțământul că-s păcătos. M-a păsat, știam că am și mințit, am și făcut rele. M-a mustrat cugetul. Și povara vinei m-a păsat atât de tare încât eram nefericit și mă gândeam că n-aveam Dumnezeu, nu mă gândeam că e judecată și când din cauza judecății eu... Nu. Vinovăția. Aș vrea să închideți ochii, dacă vreți, să vă gândiți la albumul negru, la albumul atâtor lucruri pe care le regretați și ați fi vrut să nu fie în viața voastră. Nu se poate să nu fie, chiar dacă nimeni nu știe, doar voi și Dumnezeu. Dar sunt lucruri care, cu adevărat, dacă ești sensibil, te apasă, te chinuie. Iar eu aveam nevoie să găsesc un mântuitor, un salvator. Iar atunci când, printr-o întâmplare, profesorul meu de estetică, George Banan, a spus, domnul meu, nu te arăți un bun cunoscător al Evangheliilor? Și a zis, ce-i aia? Mă uitasem prin yoga, știu, meditația transcendentală, n-am făcut, dar citeam cultura, filozofie. Am zis, ce-i Evanghelia? Cu greu am făcut rost de una când am citit și l-am cunoscut pe Hristos, s-a rupt filmul. Eram student în anul 5 de conservator și eram bun. Luasem tocmai bursa Gheorghe Gheorghiu Dej, era mai mare ca cea republicană, dar nu pentru că eram geniu, pentru că eram chiorul în Țara Orbilor, împărat. Adică eu munceam, alții nu munceau. Și vreau să vă spun, în momentul acela, toate planurile au devenit secundare. Pentru mine, Iisus este totul. Părinții s-au speriat. Ce-i cu ăsta? Nebunește? Auzi, dă cartea aia jos, era Biblia. Du-te, bă, la dans, ești tânăr. Dar eu aveam nevoie de Iisus. Pentru mine, Iisus era totul. Și pe urmă am aflat de adventism, e o altă istorie. Am descoperit că este singura religie care este cu totul armonică cu Biblia. Și am spus, ăsta e drumul. Bă, ești asistent universitar, o să pierzi. Și am zis, Doamne, eu am pe tine, ce-o fi, nu știu, nu-i treaba mea, eu merg cu tine. Și laud pe Dumnezeu că mi-a dat atâta dragoste să nu țin la nimic. Ascultați, creștinul născut e din durere. Și știți, cei care sunt sensibili la durere sau au povară de vinovăție, sunt fericiți de Hristos. Și ce spune Hristos în Matei 21:31? Adevărat vă spun că curvele și vame și intră înaintea voastră în cer. De ce? Mântuitorul spune în Apocalips 3, o, dacă ai fi fierbinte sau? Dar de ce rece? Cei care sunt reci, care știu că sticăloși, au mai multe șanse, recunoscând povara, recunoscând vinovăția, să se lipească de Hristos. Vă pun o întrebare care poate am mai pus-o, poate chiar aici. Care este prima condiție să fii mântuit?
Să crezi? Nu, asta e a treia. Să cunoști pe Iisus? Nu, asta e a doua. Care e prima condiție? Să fii mântuit. Să fii pierdut. Că dacă nu ești pierdut, nu poți fi salvat. Toți cei care sunteți buni, adio Hristos, n-aveți treabă cu El, nici El cu voi. Doar cel care are vină, care are povara, care se simte pierdut, poate să primească pe Mântuitorul, poate să-L descopere pe Mântuitorul. Toți cei buni, mă gândeam la fiul meu, eram îngrozit, era bun, e pierdut. Din fericire, Dumnezeu a făcut o minune cu el și el este un creștin militant, un creștin care are mesaj. Nu eu, Dumnezeu l-a făcut. Creștini nominali, creștini culturali care țin copii buni, când se botează, se căsătoresc în biserică, nu mănâncă porc, dar n-au treabă cu Dumnezeu. Și creștini care au fost pierduți și s-au născut din nou, ăștia sunt fii și fiicele lui Dumnezeu. Apropo, fiul risipitor, vă amintiți? Trebuie să te descoperi mai întâi risipitor pierdut ca să fii înnobilat și să devii una cu tatăl. Fratele cel mare a rămas afară, n-a intrat înăuntru. Nici nu o să intre în cer, pentru că el era bun. N-are nevoie de salvator, că nu e pierdut. Și acum, dragii mei, vreau să vă citesc din Judecători, pentru că am ajuns la punctul cel mai important. Judecători, capitolul 3, cu versetele 1 și 2. Iată neamurile pe care le-a lăsat Domnul ca să încerce pe Israel prin ele, pe toți cei ce nu cunoscuseră războaiele Canaanului. Și acum vine un punct, versetul 2, care zice așa: El voia numai ca vârstele de oameni ale copiilor lui Israel să cunoască ce scrie mai departe. Și? Hai, citiți! Ați citit? Cum adică? Să învețe războiul, da? Noi ne aflăm într-o lume polară, cu doi poli. Este Hristos și diavolul. Tu ești în pace cu lumea? Sau ești în război cu firea ta, cu eul tău? Ești convins că ești păcătos și te lupți împotriva eului? Dumnezeu vrea să învățăm războiul. Și știți ce face Dumnezeu? Te lasă să păcătuiești. Pentru că doar păcătuind, nu că Dumnezeu vrea, dar este singura cale să simți povara vinei, că Duhul Domnului lucrează asupra vinei tale. Și atunci simți că trebuie să cauți un salvator. Dragii mei, tineri și mai puțin tineri, cum vă vede Hristos? Cum vă vedeți voi? În funcție de cum vă vedeți voi pe voi, veți fi peste 10 ani. Sunteți buni, cuminți, curați, buni de expoziție? Sau sunteți păcătoși? Cum scria Pavel, cel dintâi dintre păcătoși. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu că știu că sunt rău, că doar asta mă lipește de Hristos, că altfel aș fi rău. Îi mulțumesc lui Dumnezeu. Îi spuneam soției mele, dacă nu era Hristos, eram cel mai stricat dintre bărbați. Atât de recunoscător sunt lui Dumnezeu că El e cu mine și o știu că în mine e răul. Eu sunt rău, eu am nevoie de salvator. Și acum aș vrea să vă citesc o mărturie. Aveți răbdare, e o mărturie extraordinară. Eu am întâlnit pe tânărul ăsta într-un mare centru universitar din țară, unul din cele mai mari. M-a chemat amicusul și am ținut 3 zile, 4, vineri, sâmbătă, duminică, luni, cu amicusul. Și printre studenți era la capătul, știu eu, rândurilor, venise un bărbat ceva mai copt, putea să aibă 35, ăștia l-ați erau 25, 27, 20, care stătea și nu vorbea. Și pentru că sunt vânător de capete, de suflete, m-am dus la el. Cine ești? La ieșire. Aici eu am venit și eu. Dar cine ești? Și pentru că a avut încredere în mine, mi-a spus o istorie care m-a lăsat lat. Și am spus, te rog, vrei să o scrii? Scrie-o ca să pot spune altora.
Zice, n-am mai făcut asta, nu știu dacă pot. Uite, aici este e-mailul meu. Și am primit mesajul. Vă citesc. Vă voi mărturisi povestea mea, că doar așa veți putea înțelege angoasele profunde cu care încă mă confrunt. M-am născut într-o familie adventistă, generația a doua, într-un oraș unde am și copilărit până am devenit student. Bunicii și părinții fiind adventiști, au fost motivul principal ca să mă obișnuiesc cu biserica, să mă familiarizez cu biserica. Ar fi trebuit de-a lungul vieții să mor de mai multe ori. Una din aceste ocazii s-a petrecut pe când aveam 13 ani, când deja fugeam de acasă noaptea pe geam și începusem să-mi formez anturaje dubioase. Tot cam pe atunci am început să fumez. Obicei care m-a chinuit 17 ani, țin minte și acum forma unei sticle de brandy, whisky, 43% alcool, pe care am reușit să o procur în circumstanțe suspecte. Era o sticlă cu gâtul lung și cu corpul oval de un litru. Mă întâlnisem cu un tovară și stabilirem să facem un concurs. Cine bea mai mult, câștigă. Instinct competitiv, când a venit rândul meu, am reușit spre surprinderea mea să beau o jumătate de sticlă ca pe apă dintr-o singură înghițitură în 10 secunde. Mă îndoiesc că un adult poate reuși performanța asta cu ușurință. După 10 minute, după care, timp în care tot părea normal, privirea mi s-a întunecat odată și nu mai știu nimic. Intrasem în comă alcoolică. Doctorul de la ambulanță s-a speriat și a spus, e grav, urgent la spital. M-am trezit aproape inconștient după 3 zile cu perfuzii în nas și vene ca să aflu că fusesem în comă alcoolică de gradul 2. Părinții devastați, etc., etc. Atunci, Domnul m-a salvat prima dată din ghearele morții. Mai sunt. De când mă știu, am avut înclinație spre tovărșiile cu cei mai mari ca mine. La 14 ani, umblam cu derbedei de 19-20. După nu multă vreme, am spart prima casă. Fii atent, e erou. Tema de dupămează se cheamă Vrei să fii erou? Era erou. Am spart prin efracție. Era, de fapt, casa corpului didactic din județ. Erau toate arhivele, dosarele. Am vandalizat locul și am împrăștiat, rupt și distrus o mare parte din documente. Poliția m-a aflat în interval scurt și doar lacrimile părinților, stăruințele m-au scutit de școala de corecție. Ajunsesem să citesc filozofie, Schopenhauer. A doua ocazie în care trebuia să mor a fost când împreună cu alți derbedei am început să devin brutal, erou. Bătaie cu sticle, cu bâte, împotriva găștilor rivale. Prima remușcare puternică pe care am simțit-o a fost când, după ce am umplut de sânge un cetățean oarecare pe drum, deci nu-l cunoștea, n-avea motiv, acesta m-a privit în ochii de jos și m-a întrebat, de ce mi-ai făcut asta? M-a marcat acel moment și m-am cam speriat. Totuși lucrurile au continuat. Nu mă vedeam în stare să renunț la gașca de golani. Fiți atenți, ăsta e sub influența diavolului. Și o să ajung în a treia situație. Odată, 30 de inși dintr-o bandă rivală m-au surprins singur pe o stradă lăturnalică. M-au înconjurat și m-au lovit cu un par cucuie în ceafă,
căurindu-mi țeasta. Milimetru, un milimetru, dacă trecea cuiul mai adânc, ar fi fost fatal. Am căzut inconștient, m-am trezit din nou în spital. Dumnezeu m-a salvat a doua oară. Surprinzător, am terminat liceul fără repetențe. Am intrat la Facultatea de Științe Economice, era în 2006. N-a durat mult și iar am intrat în anturaje ticăloase. Fetele deveniseră obișnuință. Traficam un kil de marihuana pe noapte. Le vindeam la studenți. Trafic. Unul dintre amicii mei era informator al poliției, fără ca noi să știm. Deci unul din gașcă. DICOT-ul a organizat un flagrant pentru trafic de droguri de risc în cantități mari. Se lua între 7 și 15 ani de pușcărie. Printr-o minune, flagrantul a ieșuat. Și anume, nu găsiseră marfa la noi, pentru că în ultima clipă am hotărât să o lăsăm în altă parte. Însă, ne-au luat la secție, ne-au făcut să vorbim, noi totuși am tăcut. Am fost totuși achitat, numai că rușinea faptei s-a împânzit în toată facultatea și am fost nevoit să plec la București. La București mi-am reluat obiceiurile. Fiți atenți că e un destin. Să vedeți unde ajunge. Am ajuns să fiu dependent de droguri timp de 11 ani, cu mici pauze și mari chinuri. Bineînțeles, Bucureștiul nu m-a oprit să iau contact cu drogurile tari, ecstasy, amfetamine, LSD, prafuri. Timp de 6 ani, mintea mea a fost în ceață. Nu mă mai recunoșteam. Eram o nenorocire de viață. Nu eram nici cu Dumnezeu pe care l-aș fi dorit, dar nici cu Satana. Am înțeles pe deplin că eram între Dumnezeu și Satana, și acum vine momentul cel tare. Într-o noapte, când după ce am consumat LSD și încă un amestec de substanțe, am ajuns într-un soi de bunker ascuns sub o casă părăsită. Erau locurile în care se adunau, le știau derbedeii, că acolo își fac de cap. Se dădea o petrecere unde erau invitate cele mai dubioase persoane din București. Am intrat și eu și pentru un moment mă simțeam euforic. Totul era super bine, hai! Am închis ochii și am rămas așa, savurând starea de fericire. Am auzit însă o voce șoptindu-i puternic, deschide ochii! Cum i-am deschis, m-am încurzit! Vedeam tinerii care veniseră la petrecere dansând, dar deasupra fiecărui tiner vedeam cu o deosebită claritate demoni care cu un zâmbet malefic înverteau tinerii ca niște păpușari. Tavanul bunkerului se transformase într-o pătură de flăcări, iar pupitrul în locul DJ-ului era Satana în persoană. N-am putut să-i văd fața, dar topit de groază și de spaimă, am trăsnit afară și am alergat singur pe străzi când m-au ținut picioarele. Nu știu cum și când m-am oprit sau cum am ajuns acasă, dar trei luni de zile am fost ca o legumă. Abia puteam ieși până la magazin să cumpăr de mâncare. Drogurile pe care le-am consumat mi-au deschis mintea cu privire la dimensiunea supranaturală, spirituală, că este un diavol și este un Dumnezeu. Șocul a fost atât de puternic încât am hotărât să-mi schimb viața. Am început să mă rog. Mergeam la biserică, renunțasem la fumat, iar în luna mai 2009 m-am botezat. Săr puțin, el spune, m-am botezat, dar iubeam pe Iisus, însă nu renunțasem de tot. N-am închis toate ușile. Și în decembrie 2015
m-a cuprins febra străinătății. Am ajuns în Marea Britanie, unde am schimbat mai multe joburi. Pentru întreținere, dar și pentru a face rost de droguri. Îți dai seama? Botezat? Bineînțeles că accesul la droguri era mult mai ușor ca în România. Erau dealeri care îți iau direct la ușă cocaina. Majoritatea, eu în rând cu ei, le procuram de pe dark web. Ați auzit de asta? Este un internet în care intri cu cifru și a intrat în lumea diavolului. Acolo poți cumpăra oameni, copii, femei, bărbați, poți cumpăra puști, poți cumpăra orice. E teribil. Măcar că nu este inaccesibil pentru Interpol, dar Interpolul îngăduie până la un moment ca să prindă rețele. Acolo am găsit cărți de sinucidere, pedofilie, incitare la genocid. Acolo îți cumperi drogurile cum cumperi mâncarea online și găsești informații de cele mai nenorocite. Pentru că Dumnezeu a decis să nu renunțe la mine, încă mai auzeam o voce mai stinsă ca altădată vorbindu-mi: până când amâni? Vreau să scap cu orice preț, cu orice preț de vocea aceea care mă chinuia. Libertatea pentru mine nu era în Domnul, era botezat. Deși mă marcase scena din buncărul din București, într-o seară l-am întins în pat în locuința din Anglia și deodată am început să mă rog diavolului: dă-mi bani și faimă și te voi sluji! Am simțit o frică pură și un fior extrem m-a învăluit. În cameră s-a șternuse liniște mormântală. Am adormit cu greu noaptea aceea. Nu mă așteptam vreodată ca Satana să răspundă. Dar el a făcut-o, nu direct, indirect. A doua zi, proprietarul a dublat chiria, ceea ce m-a făcut să plec. A doua zi și să găsesc un adăpost într-o casă unde proprietarul închiria la mai mulți tineri. Erau de diferite naționalități. Printre ei, un iranian. Era bătrân, 52 de ani, nu mai era copil, pe nume Reza, un tip misterios și suspect. M-a portat primul într-o discuție, vezi, Satana răspunde, și am început să ne împrietenim. Eram bucuros. Aveam de la el mereu cocaină la discreție. El fusese lunetist în războiul iraniano-irachian. L-am întrebat din curiozitate câți oameni au omorât. Mi-a răspuns că după ce am pușcat 100, a încetat să mai numere. De obicei, avea un cuțit cu lamă care sare și se juca cu el adesea. Din când în când îmi punea cuțitul la gât și mă întreba: ce ai zice dacă te-aș omorâ cum? Sau poate nu? Sau poate da? Sau poate nu? Așa era, imprevizibil și periculos. Pe mine însă mă amuzau metodele lui de prietenie și asta probabil că i-a plăcut. Încet, încet, i-am câștigat încrederea. După 2 luni de prietenie cu omul celui rău, mi-a propus să mergem împreună să ne aprovizionăm cu cocaină la o echipă de curzi. Eu, fiind sociabil, m-am împrietenit cu curzii. Unul dintre ei, lider, mi-a propus să mă facă distribuitor de cocaină pe tot estul Angliei. Îmi dădea mașină, telefoane, cocaină, tot ce am vrut la discreție. Misiunea mea era să împart moarte albă în plic. Reza ținea legătură cu Abdul, ăsta era kurdul, șef de bandă din Ungaria, prin programe criptate și în limba iraniană. Intuiam că discuțiile lor, criptate și în limba iraniană, erau dubioase. După o perioadă de timp, s-a deschis Abdul față de mine. El intermedia plasări de imigranți, știți, din Irak, Iran, Afganistan și Siria spre Europa. În schimbul a 8.000 de lire pe emigrant, pe care urma să împărțim jumătate,
sarcina mea era să merg în România, să preiau transporturile la granița de la Bulgaria, să mă asigur că acești oameni ajung în Ungaria, de unde prietenii iranianului îi preluau mai departe. Pentru fiecare individ, și erau mulți, primeam 4.000 de lire și pe listă erau nume multe. Devenisem dependent de cocaină. Pe de o parte, mă tenta să accept propunerea. Am cerut faimă și bani. Pe de o parte, mă tenta oferta lui Reza, iranianul, să devin distribuitor de cocaină în Anglia. Pe de altă parte, Abdullah îmi oferea mai mult. În inima mea era totuși un tic-tac, că nu e bine. Îi cerusem satanei bani și faimă. Doamne, nu mă lăsa să mă pierd în lumea asta. Iartă-mă, te rog. Am plâns mult în noaptea aceea, tremurând ore în șir. Cineva se lupta pentru sufletul meu. Dar ceea ce mi-a răsculit toată credința, fiți atenți, a fost faptul că dimineața următoare nu mai aveam nicio nevoie de droguri. Mi-a tăiat pur și simplu miraculos sevrajul. Nu mai simțeam nevoie de cocaină, ecstazi, marihuana. Am aruncat țigări și am simțit o putere de nenescris care m-a întărit să reușesc să nu mai consum nimic. Dumnezeu mă vindecase. Imediat m-am mutat din casa aceea, am rupt toate legăturile și cu Reza și cu Abdullah și cu drogurile, am schimbat serviciul să nu mai găsească nimeni și în cele din urmă m-am refugiat în România. După toate aceste experiențe am ieșit șifonat. Memoria mea pe termen scurt nu funcționează normal. Vederea mi s-a șubrezit. Drumul către o carieră bună s-a împotmolit. Mă concentrez greu și am nevoie de exerciții fizice prelungite și de citit ca să-mi regenerez neuronii. Nu mai știu să iubesc o fată. Mi-e teamă. Am înțeles acum că sensul meu în viață este să fiu o consolare pentru alții pentru care vă scriu aceste rânduri. Singura plăcere care îmi găsesc rostul este să fiu un umăr pentru cei care au nevoie să se sprijine. Încă mă mai confrunt cu depresia, anxietatea și frica de recidivă, adică să pot cădea din nou. Leg greu prietenii. Mă îndoiesc de mine și mă îndoiesc că știu cum să-L las pe Iisus să-mi schimbe sufletul în totalitate. Simțământul nesiguranță că aș recidiva mă macină cumplit. Mi-e frică să nu-L dezamăgesc din nou pe Dumnezeu. Ultimul paragraf. Ceea ce m-a salvat din ghearele satanei a fost mereu acutul simțământ de vinovăție pentru faptele mele, începând cu adolescența până când am devenit conștient de mine însumi. Simțământul de vinovăție, auzi? Dumnezeu a vrut neamurile, păcatul, ca noi să învățăm războiul, împotrivirea. Sentimentul de vinovăție reprezintă dovada că Iisus nu te-a părăsit. Auzi ce zice aici? Dacă tu te simți vinovat, că știe conștiința ta, Dumnezeu nu te părăsește. Simțământul vinovăției este dovada că Duhul Sfânt lucrează asupra ta. E minunat. Când nu mai simți vinovăție, e cel mai grav. Atunci ești mort. E o binecuvântare vinovăția. Să te împaci cu Dumnezeu face ca sentimentul să dispară. Și îmi doresc să mă împac cu Dumnezeu tot timpul. Știu că nu merit dragostea Lui. Dragii mei, știți ce a fost asta? Mărturia că ne aflăm într-un război. Există draci? Sunt chiar aici. Nu le rușine să asculte predica și să vă facă să fiți neatenți, să vă jucați cu ceva, să meargă mintea oriunde ca să n-auziți mesajul. Unde ai vrea să fii peste 10 ani? Să știi că dezvoltarea și drumul tău nu va fi în funcție doar de alegerile tale. Sunt atâția factori necunoscute pe care dacă
sau în care, dacă nu l-ai pe Dumnezeu care să te conducă pe drumul bun, ești praf. Vă mărturisesc, cunosc mulți pe care i-am admirat, care s-au convertit și care acum nu s-au mai putut întoarce. Timpul trecut aș vrut să vă povestesc o istorie altă dată, a celui care a tot amânat până când a spus: nu mai pot să mă întorc. Aș vrea, dar nu pot. Îmi place păcatul. E dureros. Dumnezeu să aibă milă de noi. Unde vei fi peste 10 ani? Aș vrea să vă pun o întrebare. Știți cine hotărăște sau când e momentul hotărârii să fii în tabăra salvată? Spuneți. Acum. Invit pe toți tinerii până la 30 de ani, care fie au chiar legământ sau nu cu Dumnezeu, care vor ca peste 10 ani să fie în tabăra rămășiței, să se ridice în picioare. Acum, până la 30 de ani. Mulțumesc, mulțumesc din suflet. Toți cei care sunt hotărâți să se ridice în picioare, toți tinerii care acum hotărăsc să fie în tabăra Domnului, nu e obligatoriu, nu vă simțiți obligați să se scoale în picioare și la balcon și aici. Invit să veniți toți că vreau să vă dau un dar și o rugăciune. Poftiți aici, poftiți lângă mine. Hai fetele, hai băieți. Toată lumea, poftiți. Am ceva să vă dau, ca să țineți minte. Vă aștept toți care luați o hotărâre. Vreau să vă dau un semnal. Poftiți până în capăt, până aici. Veniți până aici. Auzi, dă-mi și meu. Mergeți mai întâi toți și până eu vă dau. Mergeți toți să... Fiți atenți. Luați acest memorial. E vorba de să învățăm războiul. Poftiți, faceți loc, mergeți până în capăt. Faceți două rânduri, trei rânduri, hai. Poftiți, înaintați. Mergeți până în capăt, pentru că trebuie să încăpem toți. Luați și vioara de aici, vă rog. Auzi, iepuraș. Așa, mersi mult. Așa, vă rog frumos, vă rog, veniți, mergeți mai încolo. Faceți două rânduri, că n-au unde scapă. Poftiți. Hai. Mă bucur din suflet, Dumnezeu să binecuvinteze tineretul. Azi luăm o hotărâre ca să ne aflăm în tabăra lui Hristos. Poftiți, auzi, veniți și voi, mergeți mai încolo, haidați. Mergeți până în capăt. Se blochează. Băieți, fete, până aici, repede. Aici, în față. Fetițe, ați luat? Urcați, vă rog, faceți loc. Ce se întâmplă, dragilor? Sunt momente solemne. Dumnezeu să binecuvânteze și pe cei mititei. Poftiți aici. Dă din mână în mână, dă coșul. Servește pe toți. Aș vrea să vă ridicați să facem o rugăciune specială de dedicare. Și dacă vreți, cineva a făcut și o fotografie ca să rămână pentru veșnicie în numele lui Hristos. Închidem toți ochișorii că ne rugăm. Ne rugăm acum, gata. Tatăl nostru din ceruri, îți mulțumim că astăzi ne-a adus aminte că ne-am născut păcătoși și ne așteaptă moartea și nimicirea, dar Tu L-ai trimis pe Iisus ca să ne întindă mâna, să ne scoată din groapă. Îți mulțumim că știm că suntem într-o mare luptă și îți mulțumim că aceste fete și acești băieți au hotărât să treacă în tabăra luptătorilor. Doamne, lucrează asupra noastră prin Duhul Sfânt să simțim povara păcatului nostru, să ne dăm seama că suntem pierduți chiar dacă avem impresia că suntem buni. Te rugăm, binecuvintează sufletele cu sensibilitate ca să urâm euul nostru, păcatul din noi, să-ți cerem iertare și Tu să ne binecuvintezi. Te rugăm să binecuvântezi acești băieți și fete și ajută-i, Doamne,
ca în puterea Duhului Sfânt să te aleagă pe tine astăzi pentru totdeauna. Adu-le aminte de legământul spiritual pe care l-au făcut astăzi venind sus și adu-le aminte că Tu ai murit pentru ei ca ei să trăiască și să fie fericiți. Ajută, Doamne, să facă doar alegeri bune, să te aleagă pe tine și cu calea curăției, să urască pe diavolul și ispitele ca să fie copii creștini născuți din nou. Îți mulțumim că Tu iubești pe fiecare și numele fiecăruia este scump înaintea Ta. Rămâi cu ei, binecuvântează și părinților și ajută, Doamne, ca zilele care urmează să reînnoiască hotărârea lor. Îți mulțumim că ne asculți și i-ai binecuvântat în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin! Dumnezeu să fie cu voi, cei care nu ați încheiat legământ cu botez, de la 12 ani vă puteți gândi la botez. Botezul este când prinzi mâna lui Hristos și spui, Doamne, nu mă lăsa. Mergeți cu Dumnezeu. Gândiți-vă serios. Botezul este încheierea, pecetuirea legământului.